Consiliul Județean Caraș Severin, prin Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș, a obținut finanțare de la Institutul Național al Patrimoniului pentru proiectul Intervenții de Primă Necesitate la poarta dintre colțul nord-estic și la o porțiune a zidului nord-estic din cadrul castrului roman de la Tibiscum, partea dosarului UNESCO Limes, frontierele Imperiului Roman. Depus în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, proiectul are o valoare totală de 250.000 de lei, la care se adaugă contribuția de 10% asigurată de către Consiliul Județean Caraș-Severin. Potrivit conducerii Muzeului Caraș-Sebeșan, cele mai importante operațiuni ce vor fi realizate în cadrul proiectului vor fi cele de consolidare structurală a zidăriilor, atât în profunzime cât și la suprafață. O altă categorie de lucrări va fi cea de amenajare a terenului în scopul îndepărtării apelor pluviale, cât și pentru punerea în valoare a vestigilor. Ultimele intervenții generale de conservare primară a componentelor castrului sunt cele realizate după finalizarea cercetării. Cetărilor arheologice ale acestui sector al sitului din anii 60 până în anii 90.